Scandalul a avut loc pe 5 septembrie, când tinerii erau la priveghi. S-au trezit atacați de rivalilor care au tras cu pistoalele cu gloanțe de cauciuc și apoi s-au făcut nevăzuți. Nu pentru prea mult timp. A doua zi, victimele au dat nas în nas pe stradă cu unul dintre atacatori și l-au oprit în trafic. A ieșit din nou scandal. Polițiștii au intervenit repede, însă nu i-au prins pe scandalagii. Au găsit doar mașina unuia dintre ei, unde au dat și peste pistolul cu care s-a tras cu o zi în urmă. În data de 5 septembrie, în seara zilei de 5 septembrie, în timp ce participau la un priveghi, o parte din cele 7 persoane aduse astăzi la audieri ar fi fost agresate de celălalt grup din cele 7. În această ocazie s-ar fi folosit și un pistol tip Airsoft cu bile de cauciuc. Se pare că a doua zi victimele ar fi dorit să se răzbune, astfel că au oprit în trafic în municipiul Ploiești pe unul dintre agresorii din prima zi. Au folosit acte de violență, a doua zi nu s-au folosit arme de foc. După ce au strâns suficiente probe și au identificat suspecții, oamenii legii au descins la domiciliile lor. 7 persoane implicate în scandal au fost aduse la audieri. De la priveg la poliție, așa, de ce v-au adus? Anchetatorii au întocmit dosare penale pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, loviri și alte violențe, uz de armă și amenințare. Din casele lor, polițiștii au ridicat un adevărat arsenal, 2 pistoale cu aer comprimat fără autorizație și documente de proveniență, băte, crose și securi.